Salutări faine sportului, eu sunt Florentin și bine ați venit la un nou video alături de mine. Astăzi vă voi prezenta cum să vă încălziți încheieturile și să le pregătiți pentru orice efort din lumea, Salutări faine sportului, eu sunt Florentin și bine ați venit la un nou video alături de mine. Astăzi vă voi prezenta un tutorial despre cum să vă încălziți și să vă pregătiți încheieturile pentru orice exercițiu din lumea calisthenics. Exercițiile de mobilitate și flexibilitate pentru încheietura mâinii sunt extrem de importante pentru că previi accidentările în acea zonă. Exercițiile la care le supui se simt mai puțin dureroase. Obții performanțe bune în skill-uri complexe precum handstand-ul și alte mișcări. Acest video este un follow me, așa că repete după mine fiecare mișcare. Începe prin a prinde degetele între ele, exact ca mine, și rotește pumnii într-o direcție de 10 ori, apoi schimbă direcția. Strânge tare pumnii și aplică presiune între cele două palme. Strânge tare pumnii și rotește într-o direcție de 10 ori, apoi schimbă direcția. Dacă simți ușoare pocnituri, nu trebuie să-ți faci griji. Deschide degetele acum și repetă același lucru de 10 ori în fiecare sens. Așează-te pe o suprafață moale și pune pumnii pe pământ. Întinde pumnii așa ca mine, apoi revine într-o flotare ușoară de 10 ori. Nu aplica multă presiune. Încearcă să menții încheietura dreaptă și pumnii bine strânși. Deschide palmele așa ca mine și coboară ușor spre saltea. Apoi strânge pumnii din nou. Nu aplica multă presiune prin brațe, mișcarea este dificilă pentru articulații. Cu timpul își va da drumul mai ușor. Execută câteva flotări ușoare pe încheietură pentru un plus de efort în mobilitate. Reține aspectul că nu trebuie să te lași prea tare pe brațe. Întoarce degetele spre tine și îndoaie coatele înspre laterale, apoi adu-le înapoi și îndreaptă cât poți de mult brațele. Menține brațele întinse și trage ușor de ele spre tine prin mișcări de înainte și înapoi. Scutură-le puțin pentru a elibera din tensiuni. Deschide degetele pe suprafața moale, menține brațele întinse și fă mișcări ușoare de înainte și înapoi. Aplică presiuni mai mari în aceste exerciții. Menține punctul de maxim, preț de câteva secunde. Întoarce-le în lateral și fă mișcări de stânga-dreapta. Modifică direcția spre înainte-înapoi. Execută mișcări de rotație de 10 ori în fiecare direcție.
Întoarce unul din braț, prin exterior, cu degetele spre tine și trage ușor cu mișcări de înainte-înapoi. Fă asta de 10 ori, apoi schimbă brațele. Dacă a fost ușor, acum încearcă cu amândouă și trage ușor spre fiecare, alternativ. Scutură ușor pentru a elimina orice tensiune. Repetă după mine mișcarea și întinde musculatura degetului mare, exact ca în imagini. Trage ușor degetele în jos, în toate direcțiile, apoi scutură-le. Atât pentru astăzi, sper că informațiile oferite să vă fie de ajutor, toate cele bune și sport la antrenament în continuare!